Bun găsit, doamnelor și domnilor, la interviurile TVR Cultural. Astăzi ne aflăm într-una dintre puținele reședințe aristocratice ale bucureștilor din La Belle Époque. Un loc care și-a păstrat parfumul inițial, Casa Filipescu Cesianu. Și stăm de vorbă și le mulțumim gazdelor că ne-au înlesnit această întâlnire cu Adrian Naidin, unul dintre artiștii noștri iubiți, un violoncelist desăvârșit. Îți mulțumim, Adrian! Bine v-am regăsit și eu vă mulțumesc! Ne-am pregătit pentru interviul ăsta cât de cât, ai acceptat imediat și îți mulțumesc. Păi cum să nu? Mi-ar ador să mai facem un interviu în care să povestim despre lucruri superbe din muzică și chiar și literatură și din mare artă și probabil, poate, cine știe, să atingem câteva sunete împreună. Da, am venit cu vioara, da? Sunt pregătită, tu ai venit cu violoncelul. Da, e superb să atingem câteva sunete, mi-e dor de asta, mai ales că la început a fost cuvântul, dar cuvântul rostit, nu? Este și sunet. Așa că la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și tot ce era prin, nu? Prin textul s-a făcut. Dar este sunet. Deci noi lucrăm cu sunetele. Ce frumos! Da, apropo de sunete și de început, Adrian, aș vrea să știu, uite, muzică clasică, jazz cu influențe românești, folclor stilizat. Până aici, cum a fost cărarea, prima întâlnire cu muzica? A fost o întâlnire fascinantă și în același timp plină de groază, să spunem așa. Pentru că eu când am ajuns să dau la școala de muzică, nu la liceu de muzică, primul instrument pe care l-am văzut a fost o pianină neagră. Și m-am speriat, eu eram cu nasul până la nivelul clapelor și m-am speriat pentru că mi se părea grotesc, așa, imensă. Nu știam că acela e un instrument. Era ceva imens, negru, în fața mea și m-am speriat. Dar după ce am intrat, m-am întrebat la ce vrei să fii, la ăla negru și urât, așa am zis. Primul meu contact, de fapt, cu muzica a fost un contact fascinant, dar primul contact cu instrumentul muzical a fost un contact plin de teamă. Dar primul contact cu sunetul a fost când era mai mic, înainte de clasa a treia, când am intrat la muzică. Primele contacte cu muzica și cu sunetele au fost în capul meu și în urechile mele. Eu, uitându-mă la oameni și transformam mișcarea, foșnetul, mișcarea unor frunze pe care nu le auzeam din cauza geamului închis sau pașii unor oameni sau pașii unei femei, eu transformam în sunete în capul meu. Fiecare imagine se transforma în sunet. Deci, la mine, contactul cu muzica a fost de foarte mic. De foarte mic. Că despre violoncel, cine ți-a arătat primele poziții, prima... Nu știu, cine ți-a deschis universul acesta către violoncel? Eu am vrut să fac pian și nu mi-erau locuri la pian. Am vrut să fac vioară, nu mi-erau locuri la vioară. Când am intrat, dar vă spun cum am intrat. Știți cum am intrat? Nu, asta vreau să știm. Păi, se făceau pe atunci, vă spun așa pentru că este important, acum nu se mai fac. Se făceau niște comisii de la școala de muzică și de la liceu de muzică, comisii formate din profesori excepționali, care mergeau pe la școlile din cartier să ia pe copiii talentați care aveau ureche, să-i aducă, să dea un examen acolo. Și m-am numărat și eu printre ei, pe mine m-a pus să cânt ceva în clasa a doua, între trimestrul 2 și 3, la sfârșitul trimestrului 2, pe atunci se făceau 3 trimestre. Te-au și testat ritmic, cred. Nu m-au testat ritmic, doar m-a pus să cânt, știi ceva, orice, doar să-și dea seama dacă am ureche, să nu fiu chiar pe din afara sunetului. Și am cântat, e ziua ta, mămico, dar te-am adus inima. Ziua ta. E ziua ta, mămico, dar mai frumos nici că se putea, atât, gata, zic, cum gata, că țin minte, cum gata, a întrebat doamna Gârbu, o profesoară excepțională. Păi gata, păi și refrenul nu știu. Bine, merge la loc. Și am primit o chemare, o invitație să dau examen. Am intrat și am vrut să fac pian, adică acest monstru de aici, din dreapta mea, negru, dar nu s-a putut, nici vioară. Și tatăl meu a întrebat, dar la ce mai aveți locuri? Păi la tubă. Și când am văzut cât de mare e contrabas, tata e mai mic cu un cap decât mine, era cu un cap mai mic decât mine, vă dați seama, contrabasul era până în zările albastre. Ceva mai mic, n-aveți violoncel, perfect la ăla. Au trecut anii. Au trecut. Ai devenit licean la Sigmund Toduță, nu? Da, în Cluj, da. Asta. După care, sau înainte, nu știu când ți-ai cunoscut profesoara, mă gândesc la Gabriela Todor. Da, Gabriela Todor. Este ca a doua mea mamă. M-a învățat să știu cum să studiez. A ști cum să studiez, să învățăm cum să învățăm. Asta nu știu mulți să facă. Așa este. Să învețe cum să învețe. Nu oricum, nu stai doar și freci un instrument fără... Poți să stai oare și stai degeaba.
Aici i-am învățat foarte multe. Ce să mai spun de mâna dreaptă, că ea făcea parte din școala Antropov, care a fost un mare profesor din București, școala Antropov de mână dreaptă, unde este și Cazacu și Răzvan Suma, și sunt, mai sunt câțiva care merg pe această școală la Antropov. Eu am mers și pe școala din Cluj, a profesorului meu Petru, care a fost un profesor extraordinar. Pentru că el a mers și pe un alt tip de școală și pe un alt tip de mână dreaptă. Am învățat mai multe tehnici de mână dreaptă. Tehnica de mână stângă mi-am făcut-o eu. Cum, ce... Am descoperit cum să cânt când eram adolescent, cum să fac serenade. Te-ai perfecționat cu cel supranumit Paganini al violoncelului. Și cu cel supranumit Paganini al violoncelului. Mișa Maieschi. Mișa Maieschi, dar și cu alții, uite, cu... Bine, el era un specialist în Bach, după părerea mea, dar nu numai Mișa Maieschi. Nu, îi se spune un Paganini al violoncelului, dar l-am întâlnit la un curs de vară. Dar nu e așa. Adică, Paganini este văzut doar ca un mare virtuos. Virtuos. Atât, dar, Paganini a fost și un mare muzician, care a compus extraordinar de frumos. Adică, nu mă pot sătura de această muzică. Eu tot sunt pe urmele pașilor tăi și aș vrea să știu, ai debutat în 1998 ca artist instrumentist la Opera Maghiară din Cluj. Între 2000-2003 ai colaborat cu Teatrul Național București pentru muzică de teatru, iar din 2001 ești membru al Orchestrei Naționale Radio. Da. Cum a fost să mergi pe acest drum? Cum a fost parcursul? Păi, parcursul, în general, a oricărui muzician este un parcurs dificil, nu este un parcurs ușor. Tu știi foarte bine, trebuie să studiezi ore în șir. Să-ți curgă sânge din degete. Mie mi-a curs sânge din degete până să ajung să pară ușor ceea ce fac pe violoncel. Parcursul este deosebit de greu, dar în același timp e atât de frumos. N-ai cum. Dacă nu treci prin munca asta care te face să ajungi mult mai aproape de, doar dacă muncești cu adevărat, mult mai aproape de lucrurile esențiale. Și poți să explici foarte bine unele lucruri, poți să dai răspunsul unor întrebări pe care nu ți le-ai pus niciodată. Atât de departe poți să ajungi cu studiu și cu... Așa că drumul acesta este și un drum fascinant. În 2001 erai pe scenă alături de Damian Drăghici cu spectacolul Damian's Fire. Da. Cum a fost colaborarea asta? Două focuri întâlnite pe o scenă. A fost foarte frumoasă. Am întâlnit un spirit uriaș acolo. Nu știu dacă știți, dar el poate să compună muzică de orchestră simfonică. Și eu compun, acum lucrez la un vals al românilor, nu vals românesc. Dar eu descoperam cu mare bucurie și uluire talentul uriaș din spatele lui Damian Drăghici, care nu este doar naist. Acest om poate compune pentru orchestră simfonică. Nu e de joacă aici. Foarte puțin compun cu adevărat pentru orchestră simfonică. Chiar dacă noi românii încă nu știm să ne respectăm istoria și valorile, trebuie să învățăm asta, trebuie să recunosc că îmi iubesc poporul, chiar dacă spun acest lucru, adică putem face mult mai mult aici, știți? Mult mai mult. Și vreau să spun că suntem, neapărat să rămână asta, că spun, avem valori extraordinare România în cultură, extraordinare, cum nu au alte popoare. Alte popoare ar dori să aibă așa ceva și nu au. Și atunci trebuie să ne comportăm diferit și cu mult mai multă mândrie în fața altor nații, pentru că și noi suntem români, și noi venim cu cultura și cu valorile noastre în Europa și ar trebui să fim mult mai mândri de asta. Și mai uniți. Nu știu dacă vom fi uniți vreodată. Aici avem o mare problemă. Aici e o problemă. De aici e totul. Cred că de aici așa e. Noi niciodată nu am fost noroi, vă spun și mii care dintre noi. O tumul prea dulce, tu fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că ninge mie peste seară și pe săpadă că ninge amândoi. O tumul prea dulce, tu fecioară, care mi l-ai făcut pe Iisus chiar din flori. Ce zici că îngerii peste seară? După 2002-2003 cânti folclor românesc în Grecia, mergi la Atena, te cucerește Grecia? M-a cucerit deja enorm. Grecia de antică sau? Până și Grecia antică și are obârșile în multe locuri în zona noastră. Adică ei își tragă seva, dacă ne gândim la Iliada,
60% din vocabularul Eliadei nu poate fi înțeles de greș decât cu dicționarul. Sunt cuvinte de origine macedoneană, dar pe filieră tracogetă. Deci pur și simplu, mergând în Grecia, m-am regăsit acolo într-o cultură foarte apropiată de a noastră, o cultură la fel care sărbătorește viața. Nu moartea, viața. Și noi, poporul român, suntem un popor care sărbătorim viața și știam, nu știu, să ne bucurăm de viață prin dansuri, prin multe lucruri, prin muzică. Și ei știu să sărbătorească asta foarte bine și m-a impresionat asta. Și am cântat cu Nikos Kypourgos, cu Maria Faranduri, cu acum mai nou cu Thanasis Polycandriotis, care este unul dintre primii mari buzughiști ai Greciei, și când cu el am cântat, și acum în pandemie am cântat chiar la începutul pandemiei, și vreau să mai facem un turneu acolo, o muzică provenită din zona lor, dar și din zona noastră, românilor. Deci el cântă muzică românească, îl învăț eu, iar eu îi sugerez puțin, nu, eu cânt muzica lui grecească, dar... Adică aveți teme din muzica românească? Da. E foarte interesantă treaba asta. Nu e doar o simplă îmbinare între două stiluri. Și am reușit să creăm un tot. Am reușit să creăm, probabil, chiar și un limbaj, ceea ce este foarte greu în ziua de astăzi. Da. La ce instrumente mai cânti? Pian, caval, tilincă, fluier, cam astea. Și la drâmbă, dar încă n-am găsit o drâmbă de bine, ăla nu e un instrument, ca să zicem așa, dar are sonoritatea lui. Noi avem instrumente vechi frumoase românești, cavalul și tilinca, mai ales tilinca fără găuri, e tilinca unde faci numai din buză sunetul, și din deget, dar din buză, este extraordinară. Sunetul acela hârșuit, sunetul vechi al degetelor împietrite, cum le spun eu, al acelor țărani care le-a înghețat de atâta muncă de pe vârful muntelui sau nu numai de pe munte, le-a înghețat mâna de fric și le-a crăpat pielea și carnea. Sunt un fel de degete împietrite. Așa am văzut eu un țăran cântând cu degetele sparte, carnea spartă de frig, și el cânta în continuare, splendid, la peste 90 de ani, cânta la, cred că la fluier, fenomenal. Noi avem încă aceste lucruri, noi avem obârșile și avem oameni care încă trăiesc în felul acela. Noi avem de unde să ne tragem seama. Celelalte popoare își pierd asta. Noi avem. Și noi avem o conștiință a noastră, a neamului românesc. Eu am învățat de la mama cum e să iubești țara, și de la tatăl meu. Adrian, ai avut nenumărate întâlniri fascinante pe scenă și mă gândesc acum la Alexandru Tomescu, Alexandra Toader, Horațiu Măleele, Ion Caramitru. Cum ți-au marcat existența aceste întâlniri? E vorba de existență, nu neapărat de partea asta profesională despre muzică. Da, e o întrebare dificilă și frumoasă. Pot să spun altceva. Nu știu dacă se poate marca un alt spirit existența, dar în schimb... Nu uit câteva întâlniri. Întâlnirea cu Mălele sau întâlnirea cu Caramitru. Aceste personalități, Doril Bișan, maestru Caramitru, maestru Mălele, mi-au marcat momente din viața mea. Nu știu dacă asta îți schimbă ființa. Nici nu știu dacă cultura sau muzică extraordinar de bună îți poate schimba felul de a fi, că dacă ești un nenorocit nu îți poate schimba nimeni felul. Dar cred eu că totuși ceva rămâne în tine. Aceste personalități pe mine m-au făcut să înțeleg că dacă nu i-aș fi întâlnit, aș fi fost mult mai sărac și aș fi fost mult mai trist. Uite, și acum mi-e dor de Dorel Vișal, aș vrea să mai fac cu el, Dan Puric, mi-e dor și o să mai fac cu ei. Mi-e dor de Caramitru, care nu mai e, maestru Caramitru, care recitam, uitam la umbra lui întotdeauna pe scenă, erau becurile și era umbra lui, a fi sau nu fi. Începea și îi vedeam corpul și mâna și mă uitam la el. Încercam să memorez felul lui de a recita. Sau Dorel Vișan, care nu recită, ci predică Eminescu. Care nu pot să spun altfel, predică Eminescu. Acum te duc în altă parte. Da. Muzica clasică. În două cuvinte, ce e muzica clasică pentru tine? Ce e muzica? Vai, este
Cred că cea mai grea întrebare care mi s-a mai pus o întrebare ca asta, ce este viața? Mai vin altele, nu mai să avem timp. Vai, este o întrebare enorm de grea. Este, cred că, una dintre cele mai frumoase părți al omenirii. Este o parte extraordinară, muzica clasică, adică oamenii au compus și așa. Trebuie să știm că există și muzică de asta. În toată avalanșa asta de muzică, din păcate, proastă, nici măcar nu e muzică, de sunete care îl scot pe om dintr-o stare, ce să vezi? Există încă muzica clasică a unor oameni care au trăit într-un fel, că dacă auzi o sinfonie sau o piesă muzicală din muzica cultă clasică, să spunem, al stilului clasic, dar poate să fie preclasic, să ascultăm din muzica cultă o asemenea muzică sau o asemenea parte din muzică, nu există ceva mai frumos. Cred că este tot ce a putut da omenirea mai frumos în muzică. Asta este părerea mea. Fireați, pomilor să fiți, foarte albi și zugrăviți, pe furgul de peană zburză, din orie cu fața cursă, să cadă peste mine frigul în baba de ciorchine, cu decade dus în vin. Via fie în declin, căci mai bine aș fi să mor decât să-mi fie dor. Și mai bine aș fi să pierd decât să-mi fie fier vorba de-a cu trup de aer, litera cu râs de vaier. Numai greutatea-i grea, numai roata se vârtea. Ce este iubirea? Nu pot să spun ce este. În schimb, pot să spun următorul lucru. Pentru asta ne-am născut și doar pentru asta. Doar. Deși s-ar putea să nu avem niciodată în timpul vieții sau avem odată să o pierdem. Și asta, chiar având-o, neștiind ce înseamnă. Nu vom ști niciodată ce înseamnă. S-a nu putem ști ce înseamnă. Dar, în schimb, pentru asta ne-am născut. Că fără asta, asta e cea mai mare forță din univers. Fără asta, suntem pierduți. Singurul lucru pentru care ne-am născut, că nu ne-am născut să facem cumpărături, să mergem cu mașini scumpe sau să mergem cu avioane sau... Bine, mie mi-ar fi plăcut să ajung pe Marte cu un taxi așa repede, într-o jumătate de oră, să văd Jupiter. Nu fugi, rămâi la iubire. Dar cine s-a urcat pe cruce? De ce? Nu de drag de noi? Nu de iubire? Ce poate să fie? Adică, cred că iubirea este și jertfelnică într-un anumit fel. Acea iubire, dacă ne referim iubirea față de un alt om, nu față de Dumnezeu, cred că este și jertfelnică și se duce până la urmă, până la un sacrificiu. Asta nu înseamnă că trebuie să ne sacrificăm, să murim. Dar nu este... Nu văd ca pe ceva așa... Totul e perfect, suntem zen. Cum zic unii, că eu sunt plin de iubire. Stai, domne, că nu ești plin de iubire. Știți ce e iubirea? Habar n-avem. Dar doar asta contează. Ce este suferința? Asta vine după iubire. Uneori poate veni și după iubire, poate veni în timpul iubirii, poate veni înainte. Suferința vine din multe locuri. Nu știu dacă trebuie să evităm asta, nu înseamnă că trebuie să fac apologia suferinței. Nu se poate totuși fără ea, mă. Marile opere de artă nu s-au născut din o bucurie tembelă. Adică, uitați-vă la Lacrimoza, cum a scris-o Mozart. Și a murit într-o groapă comună, nu? Numai câinele ăla, alba lui, l-a văzut sora ei și a dat seama că unde a murit câine. Câinele a murit. Acolo a fost aruncat în una din cele trei gropi Mozart. În timp ce murea și în timp ce era îngropat cu o caleașcă, aruncat de fapt în groapa comună cu alții, oamenii sărbătoreau la concert cu unul. Nu au venit la mormântarea lui. Nimeni dintre lui. Dacă vrei să știi ce înseamnă o parte a suferinței, uite, asta e. Mă doare și acum. Nimeni, mă. Toți în sărbătorim acum. Marele Mozart. Bă, nimeni n-a venit acolo, mă. O să zic, nu contează. Contează, mă. Cum știm noi să-i sărbătorim? Că tu ai zis foarte bine, îi sărbătorim după moarte. E, uite, o durere mare. Ce este suferința? Nu este lipsa iubirii, suferința. Putem suferi din dragoste, putem suferi că pierdem o persoană dragă, dar sunt singurele lucruri care ne fac să ne dăm seama și iubirea, mai apoi și suferința, din păcate, că lumea există cu adevărat și că aceste lucruri se întâmplă cu adevărat și că nu este o iluzie.
Nu este nimic o iluzie. Când e suferința aia completă și, din păcate, cumplită, îți dai seama că nu e o iluzie. Ai pierdut vreodată când iubești muza? Așa, să pierd muza? Depinde că eu am diferite tipuri de muzi, imaginare. Nu am pierdut-o. Poate a plecat și a venit alta, dar de fapt muza presupune să ai inspirație. Dar revelația nu vine de la muză sau de la o persoană exterioară sau de la o persoană simbolică. Revelația, spun eu, vine undeva de sus. Cum spunea cineva, mai aștept încă să mă mai lovească aripa angelului puțin peste ceafă. Așa mi-ai spus și acum 9 ani. Și te-a tot lovit de atunci? M-a tot lovit, dar nu tot timpul, uneori. Și când mă lovește, să știți că e foarte... Sunt foarte sărac în momentul ăla. Te simți gol? Nu, deci nu e. Nu mă simt gol. Mă simt mai rău decât a fi gol. Când pierzi ceva adânc, nu, ceva-ul adânc care dispare sau care pleacă, nu lasă gol înăuntru. Lasă durere. Deci poți fi plin de durere, nici de cum de gol. Golul nu lasă durere. Poate e mai bine să suferi decât să fii gol. Atunci mai bine te duci și dacă ești gol, n-ai ce să mai cauți pe lumea asta, că nu de-aia n-am născut să fim goi. Dar uneori se întâmplă și așa. Dar noi putem fi plini. Putem să ne umplem, putem să găsim locurile astea. Nu știu dacă am putut să răspund la întrebările acestea foarte, foarte frumoase, dar foarte grele. Ce este viața și ce este iubirea și ce este suferința. Nu știu, dar avem. Și îl avem din ce în ce mai rar. De viitor? Am spectacolul cu Dorel Bișan pe care vreau să-l fac. Am un spectacol de rock pe care vreau să-l fac. Un fel de rock. Eu rockul meu cu John Micu la tobe și cu Zanga la tobe și cu Gianni Amarande și cu Ștefan Orfescu. Deci un spectacol de pop rock. Un spectacol conceput excepțional unde știu sigur că am găsit un limbaj de jazz și să urmăriți când am concertele pe Facebook. Și lucrez acum la valsul românilor, așa îl numesc, nu vals românesc, cum e vals vienez, vals. E un vals pentru o orchestră de 100 de oameni, dar cu elemente românești pe care eu le-am adăugat acolo și vreau să se numească neapărat valsul românilor, că este pentru acești români ai noștri, pentru acest popor cum al meu. Cum sună? Dacă așa, vreți, tema, un pic. Înainte de a fi tema principală, începe fagotul și cu flautul și alte instrumente, cornul englez, și cu pițicatul la orchestră, dar tema principală care e luată la un moment dat de corn, după care e dusă de viori, sună așa. Este o horă care începe mai lent și se termină într-o nebunie a iubirii și o nebunie a bucuriei vieții, o horă pe care eu o tot grăbesc. Nu, seamănă cu tot, nu te gândi. Ba da, mă duceam la Ciulandra. Nu, seamănă cu toate piesele românești, că din toate are ceva și din nimic nu are. Am luat esența, știu ce am luat, e o temă făcută de mine, dar ea seamănă cu toate, nefiind nimic din toate, dar ea seamănă cu toate. Nu știu cum să spun, e un profil anume, un schelet anume, pentru că cunosc foarte bine și Doina și acordurile orchestrei sunt acorduri provenite din Doina. Îți mulțumim, Adrian. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, a fost violoncelistul Adrian Naidin, eu sunt Ioana Pavel și vă dau întâlnire la următoarele interviuri ale TVR Cultural.